România se confruntă cu un val de ger după ce zilele trecute jumătate de țară a fost acoperită de nemeți. În zona montană, temperatura a coborât până la minus 18 grade Celsius. Gerul se menține și în următoarele zile, urmat de ninsori, anunță meteorologii. Temperaturile vor crește abia de la mijlocul săptămânii viitoare. Orașul Brașov a fost polul gerului. Termometrele de la stația meteo au indicat minus 16,2 grade Celsius, dar senzația reală a fost de minus 18 grade. Localnicii nu s-au plâns pe ger, dimpotrivă au menționat că și temperaturile scăzute sunt necesare. Cum e? A înghețat tare mașina? Da, este destul de înghețată și destul de multă zăpadă. E destul de rece, având în vedere că e necesară iarna și, în primul rând, e bine pentru că mai omoară bolile, mai omoară dămânătorii și e important pentru țară, pentru agricultură, pentru tot. Frigul de afară nu i-a ținut acasă nici pe amatorii de schi. La Poiana Brașov, sute de turiști au stat la coadă pentru o doză de adrenalină. Am venit de la ora 8. Încă nu ne-am acomodat un pic cu frigul. Sunt pentru prima dată aici la pârtia Poiana Brașov. Suntem acum pe pârtia Bradului. Este o pârtie pentru începători. Mi se foarte frig la barbă din cauza asta, așa vorbesc. Mi-a plăcut foarte mult. Temperaturi foarte scăzute au fost înregistrate și în orașele Făgăraș, Miercurea Ciuc, Bacău și Curtea de Argeș, iar în capitala României a fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. La stația meteo Băneasa s-au înregistrat minus 9,9 grade. Oamenii nu au fost îngrijorați de frig, ci s-au bucurat de adevărată atmosferă de iarnă. Copiii s-au dat cu seniile și au făcut oameni de zăpadă. Potrivit meteorologilor de peste Prut, vremea în România rămâne geroasă și în următoarele zile. Este posibil să ningă din nou marți, iar apoi vor urma două zile de temperaturi ridicate.